trebuie să se întâmple și asta o să solicităm mâine și prin de asta când vine presa și toate cererile noastre, o să vrem să avem o delegație care să meargă la cele două guverne. Astea o să fie revendicările noastre concrete. O agendă a Unirii, un plan concret. Pentru că altfel, în momentul ăsta, Republica Moldova a rămas fără bani, n-are din ce plăti salariile, pensiile și o fi bine, nu o fi bine, nu pot să judec. Prima pornire a mea că nu-i bine, dar după aia am stat să mai gândesc și analizez. România împrumută Republica Moldova în momentul ăsta cu încă 150 de milioane de euro ca să aibă să plătească pensiile și salariile. Ei zic, ăștia ai noștri, bine, nu, nici ăștia nu sunt ai noștri, sunt tot niște politicieni, niște guvernanți, care în ultimul timp mai fac și pentru popor că i-a speriat justiția. Ei zic că, domne, dacă nu dăm banii ăștia, o să vină Rusia la Chișinău în a doua zi de când nu se mai plătesc pensiile și salariile. Așa pretextează. Dar planul și agenda trebuie făcută ca să nu bagi bani într-un sac fără fund, într-o gaură neagră, cum e în momentul ăsta din punct de vedere economic Republica Moldova. Da, asta e, ar fi bine ca cât mai mulți cetățeni din Republica Moldova să știe că din miliardul ăla deja România până acum în ultimii ani a dat vreo 350 de milioane. Dar lucrurile astea nu prea se știu și din cauza faptului că alții au monopol pe mijloacele de transmitere a informației. Deci asta cerem, o agendă clară a Unirii. Călătorie plăcută în continuare. Sperăm că drumul ăsta, care de regulă are 5 ore, 6 ore maxim, să-l facem în 5-6 ore, să nu mai trebuiască să stăm după vame și după pașapoarte și tot felul de hârtii și birocrație. Dar n-avem cum să facem. Ați văzut și dumneavoastră că nici eu n-am putut veni 5 luni în țară. Ei, asta a fost situația, da. Cu o singură vamă și ăsta e un pas. Da. Domnule, noi le arătăm... Păi este. Domnul Gheorghe, noi le arătăm ia câte ce. Mergem înainte. O să facem și o delegație, da? Și funcția noastră este de a arăta voința poporului de pe ambele maluri ale Prutului. George, arătăm că oamenii vor unire. Calea ferată se ajusteze la standarde. Momentan s-a făcut încă un tren Iași-Chișinău și pe viitor, da, se calea ferată. Se ajusteze calea ferată, da. Da. Unul din alți pași. Păi da. Și încă o dorință mai este. Șoferul chiar din acesta moment să mai schimbi muzica, să nu audă muzică rusă pe aici. Dați-i pașii de amă. Dăm noi niște muzică, da? Dacă aveți, cu mare plăcere, da. Chiar mă enervează muzica asta. Bine, bine, bine. Aici.